Încep tu direct cu 45 cuvinte, domnule, și pot motiv cu o întrebare. Bună seara, în primul rând. Așa cum am spus și înainte de meci, mă așteptam la un meci spectaculos, pentru că se întâlneau două echipe ofensive, două echipe cu jucători de calitate pe faza de atac, iar acest lucru s-a și întâmplat și, din fericire pentru noi, pentru mine, am fost echipa care am marcat mai mult și am reușit să câștigăm meciul. Prima întrebare. Începe să devină frustrant faptul că echipa nu are licență pentru Europa și după meciul din seara asta ar putea chiar să termine pe podium? E o întrebare delicată. E clar că fiecare dintre jucători sau noi ca antrenori sau oamenii din club ne-am fi dorit să jucăm în Europa. Era un target al nostru, era un obiectiv al nostru, care poate ne-ar fi motivat și mai mult, dar asta e, din păcate ne adaptăm situației, trebuie să ne găsim motivația să câștigăm cât mai multe meciuri și cât mai multe puncte până la final. Consider că Alibec poate fi numit nașul CSV-ului, după golul de 3-2 le-a făcut chiar un semn. Nu vreau nici să comentez și nu știu dacă a făcut un semn ca să le special contra lor sau așa, nu. Cred că pur și simplu a fost o descătușare a lui și a dorit foarte mult să marcheze și mă bucur pentru el că a avut acele reușite. Crezi că îi vei avea Falivec și Budescu și sezonul viitor? Unde îi vezi pe cei doi în campionatul următor? Greu de spus. Vedem ce va fi în ultimele 5 meciuri, vedem ce va fi de la vară, ce strategie vom aborda. Se știe că cei doi jucători își doresc să prindă contracte în străinătate. Depinde de evoluțiile lor din ultimele 5 jocuri și de ce oferte vor veni la vară. Înainte de meciul cu FCSB, Astor s-a despărțit de Tamaș. Da, Gabi e un jucător cu o personalitate extraordinară, un jucător util, foarte util pentru noi. E o pierdere, dar trebuie să ne vedem de jucătorii rămași, de echipa noastră și să încercăm să-i acoperim lipsa. Revenind la Alibec, așa cum l-ai văzut în seara asta, poate fi jucătorul care să califice Naționala României la Euro? Cu siguranță da. Dacă el va fi sănătos și absolut 100% din punct de vedere fizic, e jucătorul care poate face diferența în orice moment al jocului, jucătorul care are execuții extraordinare, un marcator și e un jucător care poate fi extrem de util echipei naționale. Cum vei lupta pentru titlul după rezultatul de ieri între CFR și Craiova? Mai poate interveni cineva în această luptă? Nu, va fi o luptă, cred că în doi. Dacă FCSB-ul ar fi câștigat în această seară, ar fi avut șanse, chiar șanse bune, dar cred că CFR-ul și Craiova se vor bate și posibil să se joace ultimul meci la Craiova cu titlul pe masă. Dacă la un moment dat vei fi din nou rechemat la FCSB, ai merge acolo? Nu vreau să comentez. În încheiere vreau să o felicit pe Teodora, fiica lui Meme Stoica, pentru că a avut o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical și a avut tăria și puterea să treacă peste această perioadă. O felicit încă o dată și îi urez să fie sănătoasă, să aibă o viață, să se bucure de viață în continuare. Te pup, Teo!